Schimbăm registrul în aceste momente. Mâine va avea loc nunia civilă a lui George Simion cu viitoarea sa soție Ilinca. ANAF este în alertă după ce George Simion a declarat că nunta sa este făcută din donații. Colega mea Iulia Blondea se află acolo și vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Iulia. Am găsit, doamnelor, domnilor, mai este doar o zi până la marele eveniment, până la nunta anului, pentru că totul va începe mâine, atunci când George Simion se va căsători civil cu Ilinca Munteanu. Vedeți și dumneavoastră, pregătirile sunt în toi, se lucrează la această biserică, unde cei doi își vor uni destinele și în fața lui Dumnezeu. Sunteți pe ultima sută de metri cu pregătirile, vă spuneam, de mâine va începe toată această nuntă. Da, îi așteptăm pe toți să ne fie alături. Am pregătit surprize inclusiv pentru cei mici care vin la eveniment, au teatru de păpuși, animatori și balon cu aer cald și multe altele. Sâmbătă de la ora 10 se face accesul, la ora 12 este cununia religioasă. Astăzi este ultima zi când din fiecare județ se pot procura brățări. Găsesc informații și numere de telefon pe site, pe georgesimion.ro. De mâine începând, deja pot lua pe traseu ca să evităm aglomerația aici în zona nunții. În ziua respectivă. Domnule Simion, ați anunțat faptul că nunta dumneavoastră va fi una fără dar și ați făcut apel la invitați în cazul în care vor să vă facă un dar de nuntă să facă o donație. Ați văzut că acest lucru v-ar putea crea probleme. ANAF spunea că și în cazul unor donații este nevoie de anumite documente pentru a fi în temeiul legii. Vă este teamă de un control de la ANAF după această nuntă? N-are de ce să-mi fie teamă. Noi suntem cinstiți de asta, nu au putut să ne agațe cu nimic până acum. Să vină și inspectorii ANAF, să vină toate instituțiile statului cu mare drag. Așa i-am zis că darul e opțional și cei care vor să ajute din rândul nuntașilor care nu ne cunosc personal pot să doneze pentru o fundație alături de care din februarie de anul viitor punem pe roate un spital mobil. Deci vă așteptați ca la nuntă să vă treziți aici cu un control de la ANAF chiar în timpul acestui eveniment? Acum în timp, îi așteptăm și în timp, îi punem la masă și după ce se termină, cu drag le arătăm tot ce vor să vadă, avem totul legal, nu e nicio problemă, o să fie soare, o să fie frumos, așa că îi așteptăm pe toți românii, inclusiv pe cei de la ANAF. Mulțumesc tare mult, domnule Simion. Așadar, doamnelor, domnilor, ați auzit, ați văzut, se fac pregătiri. Mai sunt, iată, doar câteva ore până mâine, când va începe acest eveniment, pentru că, vă spuneam, mâine va avea loc cununia civilă, iar sâmbătă George Simion își va uni destinele cu Ilinca Munteanu și în fața lui Dumnezeu, chiar în această biserică, iată, construită special pentru acest eveniment.